Bună, Cristina! Bună, Marius. Ai un timp? Da, Super! sigur. Da. Uite, citeam aici pe tabla iubirii, Alina, din Da. Italia, a scris extraordinar de frumos. Zice așa, să ne amintim de împărtășirea lui Maria în bucurie, ca așa-l cheam acum, Da, super. în webinarul de ieri. Cum simțea atacurile și gândurile din partea soției. Să luăm aminte și să ne binecuvântăm bărbații, oricum ar fi ei. Să le trimitem un te iubesc așa cum ești. Ori de câte ori ego-ul trimite câte o nemulțumire, o critică. Și la fel cu toți bărbații din lume. Te binecuvântez, iubitul meu bărbat, cu iubirea lui Dumnezeu. Te iubesc așa cum ești. Tu ești Dumnezeul meu. Și ea continuă mai departe, zice, vă binecuvântez, dragi bărbați din toată lumea, cu iubirea lui Dumnezeu. Vă iubesc așa cum sunteți, oriunde sunteți și orice ați făcut. Să scoatem iubirea și să facem lumea aceasta plină de lumina lui Dumnezeu. Parcă zice că scoate sabia luminii. Să scoatem iubirea. Da, este Alina care scrie. Da, Alina din Italia. E acea Da. care s-a luminat În așa 3 săptămâni, brusc. Da, de nu? săptămâni. Da. Foarte frumos a rezonat cu Alicia. Ce să zic? Nu știu, încă o dată spun, sunt la fel de siderată ca și tine. De ce nu reușim să facem aceste schimbări? Se pare că ego-ul ăsta e greu de intimidat. Cumva, nu știu, nu putem ușor. Dar dacă femeile ar înțelege, uite, ceea ce și Alina înțeles și multe altele care te urmăresc și pe tabără aici, dacă am înțelege că, nu știu cum, nu avem nimic altceva de făcut decât, într-adevăr, așa cum zice și ea, să binecuvântăm tot în jurul nostru, realmente totul ia o formă magică. Atâta timp cât nu înțelegem că controlul aparține doar bărbaților, că critica este nocivă, că nu avem ce critica, că orice fel de pretenții nu au ce să caute în iubire, nu avem la ce să ne așteptăm bine. E aceeași teorie pe care o spun mereu. Trebuie să facem această schimbare cu noi. Și făcând această schimbare, o să vedem cum realitatea noastră și viața noastră se modifică în superb. Și va fi splendid. Și mă bucur foarte tare pentru cele care reușesc să facă piruetele astea. Da, pare destul de straniu așa toată conversația asta, adică vorbim despre faptul că femeia ar trebui să fie feminină. Nu știu. Adică, în secolul acesta, unde pretindem că suntem foarte avansați, discutăm de faptul că femeile ar trebui să rămână într-o poziție Lucruri feminină. elementare sau naturale. Lucruri naturale, da. Adică, cum ne și trece prin cap să ne transformăm într-o asemenea măsură și să ne uităm această menire. Nu știu. Cum? Dar uite că ne-am transformat așa în bărbate și nu ne mai convine să ne supunem. Uite ce frumos spune Rabindranath Tagore. A scris în jurnalul său: am fost un prost, am căutat în zeci de cărți ce este frumusețea, iar aceasta era chiar lângă ușa mea, chiar în bătaia la ușă. Citeam la flacără, la flacăra unei lumânări și chiar această micuță flacără mă împiedica să văd realitatea. Lumina lunii, cântecul păsărilor, tăcerea. Se pare că ego-ul meu îl ține pe Dumnezeu la distanță. Acest micuț ego poate respinge totul, chiar și pe Dumnezeu. Și Dumnezeu mă așteaptă afară. Tot ce trebuia să fac era să închid cărțile, să sting lumânarea egoului și să ies afară și să văd. Da, splendid, absolut splendid. Acum nu știu cât de micuț este ego-ul ăsta în prezent. Nu l-aș, cum să zic, nu l-aș descalifica atât de mult, pentru că, uite, încă o dată spun, pare destul de greu de intimidat. Parcă vedem așa un egoism al tuturor. Peste tot, peste tot. Dar
Nu știu cum dacă am înțelege câte nenorociri ne pregătește ego-ul ăsta tot timpul, așa parcă ne coace tot felul de nenorociri, poate ne-am dat seama că e unicul nostru dușman și că renunțând și făcând experimentul ăsta, realmente am permite lui Dumnezeu să pătrundă în viața noastră. Nu că El nu este, dar nu se manifestă de plin. Din cauza acestei neiubiri, din cauza acestui egoism, din cauza acestei împotriviri pe care o avem în noi. Deci, dacă e micuț ego-ul la vreunul dintre noi, e foarte bine. Da, cu cât mai mulți cei cu ego-ul micuț, cu atât mai mult. Dar, uite, la marea majoritate, se pare că, uite, trebuie să trecem prin infernul ăsta al lui Dante ca să ajungem în paradis. Nu putem altfel, nu putem. Dar faptul că tu vii și ne propui rețeta completă, mi se pare fantastic. Adică din acest moment eu zic că nu mai avem scuze. Nu există niciun fel de scuze. Sunt 5 indicații pe care ni le dai și ține de măestria fiecăruia și de determinarea fiecăruia să lichideze acest ego. Mai departe, o să vadă doar splendoare fără el. Îmi place cum spui, superb. Da. Acum am spus splendid și superb. Și superb sunt și când vorbesc de suferință. Știi bine. Știu. Doctoratul meu în suferință. Ai dat doctorat în suferință? Da. Și este superb? Da. Este superb și drept, pentru că nu iubeam așa cum trebuie. Și acum când... cum să spun, când am absolvit examenele și văd de fapt altceva în jurul meu, înțeleg că e realmente foarte drept și că nu există niciun fel de imperfecțiune în această suferință. Nici o imperfecțiune. Doar că, uite, am fost seduși de exterior și tot timpul dăm vina în afară și până nu facem mișcarea asta de a ne centra pe noi, n-avem nicio șansă. La fel ca în binarul cu Alice, revin și spun, atâta timp cât îl critică pe celălalt, când se uită la soț, când e nemulțumită și nu știe să citească realitatea și să înțeleagă că vine ca să-i, cum să zic, ca să-i doboare ego-ul ăsta și ca să crească iubirea, n-avem nicio șansă. Da. Așa că, pe scurt, vreau să spun încă o dată, poate că am mai spus lucrul ăsta, realitatea noastră nu ne contrazice, ea ne reflectă. Repet, nu ne contrazice. Deci să nu ne mai uităm și să ne întrebăm cum adică. Realitatea ne reflectă. Este o oglindă perfectă. Noi ne comportăm ca și cum realitatea noastră ne-ar contrazice. În sensul că noi suntem impecabili, impecabile și în realitatea noastră există tot felul de dezastre, în ghilimele. Și atunci ne simțim cumva contrazise de realitate. Realitatea noastră este oglinda interiorului nostru. Deci nu avem nimic de spus despre ea, decât despre noi. Noi oricum n-ar trebui să avem nimic de spus despre nimic, în sensul că da. Ar trebui să fim într-o admirație și într-o tăcere permanentă. Și asta e rezolvarea la toate. Da, da, decât că nu putem. Pentru că, uite, instinctiv, suntem într-un freamăt. Comentăm mereu, criticăm. Este ca și cum suntem într-un concurs care reușește să-și dea cu părerea mai tare. Despre orice. Da. Să se bată pe sine mereu. Da, 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 da. Fără să înțelegem că astâmpărarea asta cumva noastră astâmpă, dar noi nu credem. Noi nu credem, de fapt nu credem că e atât de simplu, știi? Da. Că nu credem că există această simplitate în sensul că dacă tu te rearanjezi pe interior,
se rearanjează și exteriorul tău, și tot blocul, și tot cartierul, și toată lumea din jur. E greu de crezut. Știu, este greu. Nici eu n-aș fi crezut poate acum 20 de ani, dacă mă trăgea cineva de mână și îmi spunea despre lucrurile astea. De aceea revin și zic că această superbă suferință, o taină, este fantastică. La noi ar trebui să fie abilitatea și am zis să facem diferența între durere și între suferință. Diferă timpul de manifestare sau durata. Asta diferă. Durerea este scurtă, iar suferința ține mult și bine. Așa că durerea e superbă, că e o atenționare, dar suferința nu prea are sens. Da, dar observ așa, uite că mai spun și lucrul ăsta, observ cumva că parcă suntem și prea obosiți așa de viață. De fapt, prea obosiți de nefăcut nimic. Că noi nu facem nimic pentru suflet. Facem tot felul de alte lucruri și deodată suntem atâta de obosiți de nefăcut nimic. Pentru veșnicie, pentru suflet, pentru... Nu facem nimic legat de latura asta noastră. De ce ar depinde înțelegerea acestor lucruri? De ce ar depinde? Ce ar trebui să facem ca să ajungem să înțelegem? Că uite, cărțile sunt, informația este, sunt 1400 de filme. Da. 20 de minute dintr-unul e suficient să te lămurească cum s-a întâmplat cu Alice și cu Alina din Italia. Deci, foarte repede. Ce le lipsește? Cred că nu rezonează cu această informație, că probabil ar nu ajunge la ea decât cel care rezonează sau se apropie sau are nevoie. Da. Restul înseamnă că nu au nevoie. Eu am pus, uite, despre exemplu, ieri am pus discuția cu Alice din binar, am extras-o de acolo și am fixat-o sus pe Facebook și încă una mai veche cu ea. Și e plângerea mea acum. Cea cu Alice dinainte, am avut 50.000 de vizualizări, 4 like-uri, dintre care toate 4 erau din tabăra iubirii. Deci asta însemna că niciun like și nicio distribuție. Nu le convenea absolut nimic. Și cea care am pus-o ieri, la fel este. O doamnă era când m-am uitat, o 500 de vizualizări și o singură doamnă tot din tabăra iubirii. Deci nu le convine. Când le vorbești de iubire, au sărit în sus. Au o ură fantastică pe iubire. Incredibilă. Nu vor să iubească. Nu. Sunt diabolizați. Majoritatea populației globului este diabolizată. Și încă asta se întâmplă toate necazurile acestea, că avem din față ceea ce suntem noi. Asta suntem. Noi suntem bombele atomice, noi suntem injecțiile, noi suntem restricțiile. Avem tot ceea ce suntem noi. Criticele respective s-au transformat în restricții și în lovituri din față. Dar am fost surprins, să știi. Deci la 50.000 de vizualizări, niciun like, nimeni și nicio distribuție. 50.000, nimeni, nimeni nu iubește, nimeni nu poate să accepte iubirea. Incredibil. Da, eu nu sunt surprinsă deloc, poate pentru că sunt foarte, foarte ancorată într-un mediu în care nu pot să aleg vreo doi care să aibă această disponibilitate. Nu cred că este neapărat treaba noastră. De ce? Pentru că această șansă este acordată fiecăruia. La fel cum mântuirea sufletului este personală, la fel cum o condamnare este personală, tot așa și opțiunea asta de a iubi și de a-ți transforma destinul și de a trăi superb în viața asta, așa, pasageră pe aici. Dacă nu doresc sau eu mă gândesc că poate și ascultă, dar nu dau like, pur și simplu, dar ascultă, cumva rezonează. Însă, așa cum e lesne de observat, există în femeie această îndărătnicie.
Deci este o îndărătnicie față de această poziție naturală. Cumva sunt prinse în viața asta așa foarte tumultoasă și agitată și nu înțeleg că există o ordine divină în care ar trebui să fim așezați. Încep să-și pună întrebările sau să ne punem și eu odată ce apare suferința. Altfel nu ni le punem. Cumva nici nu ne sunt predate aceste lucruri, nici nu... Uite, ajung să ni se pară grele. Ajungem să parcurgem un traseu prin viață și să ni se pară greu un lucru elementar. Elementar. Adică să iubești fără condiții. Păi suntem niște penibile. Asta e concluzia mea. Suntem niște penibile. Cum toți stăm și cerșim și în loc să înțelegem că nu că avem această capacitate, avem o putere dumnezeiască, avem în plus, adică putem ușor să facem asta. Pentru asta suntem pe aici, să dăruim, să iubim, să servim, să ajutăm, să fim, nu să conducem. Și să criticăm și să fim în această aroganță și impertinență și obrăznicie și așa mai departe. Nu e nimic nobil în toată așezarea asta. Dar asta e filmul general. Poate așa individual va lucra fiecare dintre noi și va vedea rezultatele. Uite cum povestesc absolut toate doamnele sau fetele care au făcut această schimbare. Da. Uite, ieri s-a pus pe grup un dialog dintre un soț și o soție. Și soția îl jignea, îl umilea, îl călca în picioare, îl desconsidera incredibil de cu câtă ură și forță și putere. Și s-a discutat în binarul de seara aceste lucruri și fiecare și-a spus părerea. Am fost impresionat că data trecută când am mai avut un binar, domnul acesta a participat acolo. Și plângea, nu? Și plângea. Deci după ce a vorbit Alice, după lucrurile spuse de Alice, el plângea. Deci nu plângeau femeile, plângea el. S-a simțit... a plâns pentru toți bărbații, cred, din lumea aceasta. Da, da. Sunt umiliți. A sensibilizat, nu, da, da, da. Că nu vor să o bată pe femeie, că nu sunt răi. Puh, fantastic, m-a impresionat mai mult. Da. Acum pot să spun câte ceva despre genul acesta de femei. Deci ele cumva... fiind atât de dominate de acest ego, introdus în noi de mici, pur și simplu nu văd așa lucrurile. Nu știu dacă mă pot înțelege bărbații care ne ascultă. Nu văd lucrurile așa. Este ca și cum nu văd pe nimeni în fața lor. Pare absurd cumva ce spun. Așa este când ești pe ego. Contezi și existi doar tu. Restul, cel din fața ta, poate să plângă, poate să moară, poate să cerșească orice, poate să facă toate tumbele din lume, el nu există. Este totul despre tine când ești robul acestui ego. Deci este ca și cum vorbim cu o femeie care este surdomută sau nu știu, adică sau vorbim singuri. Pare greu de crezut cumva așa, că te gândești că ai un om normal în fața ta, care e sensibil, care are niște calități. Ei, nu. Acest ego pervers cumva modifică mintea, trăirile, te anihilează complet, te anihilează. Ești cumva așa, ca, nu știu, demonizat cumva. Nu empatizezi cu cel din față. Și atunci îl înțeleg că probabil că trăiește o viață de coșmar așa și e foarte trist, însă părerea mea, repet, fără să mă pretind nu știu, să-mi arog eu vreun
merit, părerea mea este că pentru genul acesta de femei, doar suferința profundă poate să le astâmpere. Nu cunosc, cum să spun, împătimite din acestea de ego, care să scape cu vorba bună. Adică niște trânte teribile în viață te slăbesc cumva. Te slăbesc, modifică în tine ceva, încă o dată spun eu, o chimie, și cumva te astâmperi. Păcat că între timp omul de lângă tine trăiește un coșmar. Păcat. Adică eu pot să empatizez cu domnul acesta și îmi imaginez ce trăiește, însă dacă și-ar putea imagina că este ca și cum trăiește lângă un om inconștient. Deci îi sunt blocate canale care o fac să fie conștientă de ceea ce face, de ceea ce produce. Implicit nu iubește. Normal. Nu poate fi vorba de iubire aici. Adică nu că de iubire necondiționată, nici măcar de din asta la altă, nu poate fi vorba. Este o transfigurare și, de fapt, este o stare în care soția lui este. Este o stare. O stare malefică. Da. Poate, nu știu cum să zic, în primă fază poate ar putea să se detașeze puțin, adică nu știu, să nu-l mai deranjeze, să nu mai sufere, că îl ucide. Adică dacă știe ce putere are dumnea ei, atunci puțin așa ca un mijloc de protecție mă gândesc. Ce să și facă? Da. Uite ce zice aici Ina. Vă ascult pe tabără, vă citesc și aici plângerile și vreau să vă spun un lucru, poate două. Cât timp aveți așteptări, cât timp vă este greu să vă dăruiți și fugiți ca de satana când auziți de cârpă, cât timp credeți că bărbatul este aici pentru voi să vă satisfacă poftele și pretențiile, nu o să puteți ieși din cușca egoului. Învățăturile lui Mare sunt așa de prețioase și au atât adevăr în ele și nu le vrem. Cu riscul de a părea dură, vă repet, n-ați suferit destul și este bine așa. Nu vă mai mintiți singure cu iubirea. Suntem sărace rău la acest capitol. Ne este atât de greu să ne lăsăm, să lăsăm pe Dumnezeu să ne pătrundă în suflet. Vă tot vorbesc de post. Mă întreb dacă măcar jumătate ați încercat. Nu am să stau cu gura pe voi, egal, cum zice Florentina, dar nu vă mai plângeți de bărbați. O să vă ascult când o să începeți să vă plângeți de voi. La femeie este buba, bărbatul e capodopera noastră. Da, recunosc că este Ina, nu? Care scrie așa. Da. Sau? Ina. Uh-huh. Ina este, cum străină, e din Franța, Ina din Franța. Ina, nu, zic, este Ina, nu da. Străină. Ina, este Ina care scrie. Da, clar, adică, cum spuneam și în alte dăți, noi dacă nu punem lucrurile în legătură cu noi și tot o aburim în niște analize în exterior, nu rezolvăm nimic. Deci, șansa noastră este să ne întoarcem atenția către noi, să înțelegem că cu noi avem treabă. 2. În această atenție și întoarcere către noi, trebuie să înțelegem că trebuie să ajungem în această stare de acceptare, de supunere, de cârpă, de smerenie, adică dacă nu atingem aceste stări, nu putem vorbi despre iubire. Atunci măcar să recunoaștem că vorbim despre altceva. De aceea, așa cum spune Ina, atâta timp cât ne plângem, mai e nevoie de suferință. Noi nu avem de ce să ne plângem. Nu este poziția noastră naturală. Au trecut alții prin războaie, prin alte situații, chiar grave, grave, unde să zici, da, nici atunci nu se plângea nimeni.
Deci până nu pricepem că trebuie să lăsăm această optică, în sensul că miorlăim într-una, așteptând ceva, nu avem cum să vedem rezultate și nici nu avem cum să accesăm niște puteri prin care să ne schimbăm realmente viețile. Facem așa mici mișcări. Sunt necesare aceste modificări în noi. Sunt necesare pentru că trebuie să pricepem că am pierdut busola. Adică suntem pe coclauri. Trebuie să revenim în poziția noastră divină și anume în cea de supuse, de smerite, în care suntem aici doar pentru a dărui și a iubi. Sună fantasmagoric, dar aceasta este rețeta pentru a gusta încă de pe aici veșnicia și fericirea. Asta e. Cine nu-i curios sau nu-i curioasă, foarte bine, nici nu trebuie să asculte, încă o dată spun, să închidă și cărțile și videourile și să nu asculte. Deci, cumva, poziția normală pentru femeie este aceasta de locul 2. Poziția naturală. Așa este. Fără tot felul de întrebări și de raportări la exterior. Simplu. Ce vede în exterior, vorbește despre ea. Începe schimbarea lăuntrică, se schimbă și exteriorul. Încă o dată spun, nu se poate într-o clipă. Pentru că schimbarea lăuntrică înseamnă îți schimbi gândurile, îți oprești critica, îți așezi emoțiile, te așezi într-o anume stare, închei cu atașamentele, încep cu dăruirea, adică sunt niște operații care trebuie făcute și care Dumnezeu nu te crede pe cuvânt așa că faci tu de două ori. Iar trișăm. E cumva nevoie de o determinare. E cumva nevoie de o aplicare constantă. Și eu, ca să modific situații din viața mea în mod esențial să modific, să le întorc cumva pe dos, a fost nevoie de niște ani, de o nevoință, un an, doi, nu știu. Pentru că e ca și cum te chinui să, cum să spun, să te reașezi cumva într-o poziție normală și ai fost foarte deplasat și acum încet, 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 încet te chinui. Și efectiv, în momentul în care se face acel click, și te-ai așezat, atunci începe schimbarea. Până noi nu vedem schimbare în exterior, e clar că nu suntem bine în interior. Este clar. Și este de lucru acolo. Dar este foarte frumos. Este foarte frumos și ar trebui să lăsăm la o parte tot ce ne-au învățat ăștia și toate pozițiile în care ne-au pus, că vedem cât suntem de nefericite. Asta este. Deci văd că în rolul ăsta principal în care ne-au tot așezat și ne-am acomodat repede și noi, în rolul principal nu suntem prea fericite. Nu prea știu pe niciuna fericită în rolul principal. Mai degrabă în rolul secundar. Da. Eu cred că am fost învățați nefericirea. Am fost învățați să fim nefericiți, nu? Da. Da, am fost învățați să tindem către foarte mult, către nefericire, către, adică lucruri care realmente nu ne bucură. Nu înțelegem că nu e nevoie. Nu e nevoie de mult, nu e nevoie de diversificat, nu, dar mă rog, dacă ne-au învățat așa, repet, au și avut material. Ne-am și lăsat, cumva. Uite, am o întrebare aici. Femeia, la început, zice că iubește pe bărbat. Și deodată nu-l mai iubește. Păi, nu e același bărbat de la început? E altcineva? Nu, Marius, ea nu-l iubește de la început. Ah.
Adică nu la început îl iubește. A Nu. fost doar un negoț, un ceva. Da, o tranzacție. Tranzacție. Noi nu iubim, de la început nu iubim. Nu iubim de la început. Poate cele care acum, mai nou, ascultă sau așa mai departe. Dar în ultimele sute de ani nu este vorba de nicio iubire. Este vorba despre iubirea pe care am înțeles-o și ne-au predat-o. Asta, iubirea, nu știu cum să zic, ordinară. Asta. Adică o listă. Aia înțelegem prin iubire. Să-l găsim pe celălalt, să avem o listă de pretenții. Și dacă nu ne satisface pretențiile, îl aruncă. Că așa zice. Eu aș vrea să fie așa și așa și nu ești așa. Atunci nu te mai iubesc. Păi ce fel de iubire a fost acolo? Deci noi de la început nu iubim. Facem această tranzacție, avem o listă de pretenții și cumva atâta timp cât corespunde și se îndeplinesc aceste pretenții, funcționează. După aceea nu mai iubim. Despre iubirea necondiționată nici poveste. Habar nu avem. Da. Deci noi facem o, deci în general femeile fac o tranzacționare de fapt. Da. Da, așa am ajuns. Noi în partea aceasta a relațiilor și a sentimentelor, asta facem. Facem niște tranzacții și permitem minții să intervină și să ne explice mintea ce și cum. Adică să ne încurce. Nu avem o libertate în duh așa, în suflet. Te rog, voia să spui ceva. Vreau să spun că se pare că nu știu ce înseamnă iubirea. Pentru că... Păi nu știu. Sigur, nu știm. Dacă ar vrea să aibă o relație frumoasă și familia să fie armonioasă și fericită, ar trebui să iubească orice ar fi. Pentru că în iubirea orice ar fi este prezent Dumnezeu. Și prezența lui este garanția că totul va fi bine. De ce nu vor să le fie bine? Pentru că atunci când pui condiții, este ca și când nu ar vrea ca relația să funcționeze. Că ele zic o relație disfuncțională sau toxică despre celălalt, în condițiile în care ele nu iubesc destul. Deci relația este toxică pentru că ele nu iubesc destul. Nu că este celălalt vinovat. Cum să nu vrei să... Adică, eu nu înțeleg, efectiv nu înțeleg. Cum să nu vrei să-ți fie bine în viață? Să vrei să-ți fie rău? Adică ea nu iubește orice ar fi ca să fie cât mai rău. Să-i găsească cusurul bărbatului și să-l arunce de la ea. Și asta face din start. Da. Eu știu că tu nu înțelegi. Mi-este foarte clar chestiunea asta că nu înțelegi. Ele nu știu ce fac. Ele nu știu ce fac. Sau noi, cât suntem pe ego, nu știm ce facem. Cred că ne și considerăm cumva toate niște marchize. Știi, niște prințese, niște marchize, care ni se cuvin tot felul de lucruri. Așa înțelegem această noțiune de iubire. Nu înțelegem în sensul ei real. Nu o înțelegem. Și normal că ne creăm nefericirea, că doar suntem autoarele perfecte ale nefericirii noastre. Avem abonament la nefericire. Ne abonăm, non-stop ne abonăm. Ca... Da. Avem un abonament și mereu îl renoim. Când expiră, iară, renoim. Renoim, renoim. Pentru că toate, pe toate, dacă le-ai întreba... Toate, absolut toate suferă. De ce suferă? Pentru că nu iubesc necondiționat. De aia suferă. Pentru că dacă ai iubi orice ar fi, nu e loc de suferință. Tu doar iubești și doar dăruiești și găsești că totul e perfect și până la urmă, când ajungi să te deprinzi bine, bine cu starea aceasta, chiar că e totul perfect. Adică nu e perfect și doar că zici tu că e perfect. Nu, chiar devine totul foarte armonios și foarte frumos. Dar ne-au instruit așa. Ne-au instruit așa, concurăm, atacăm, avem pretenții, avem cerințe. Încă o dată spun,
Nu intrăm într-o relație iubind necondiționat. Zicem că iubim. Nu are nicio legătură cu... Adică noi nu intrăm în relație pentru celălalt. Nici poveste. Nici poveste. Departe. Noi intrăm în relație pentru noi. Iubirea este doar necondiționată. Poftim? Iubirea este doar necondiționată. Da. Doar că noi am împrumutat termenul și l-am alipit la altceva. Interese, la iubirea interesată. Interese. Da. Da, da, da. La interese, la atașamente, la manipulare, la control. Adică ne-am priceput foarte bine că și ego ăsta, când se instalează, vine cu multe idei. Și ne captează și ne pricepem bine, bine, bine și facem noi cumva așa un fel de melanj din asta și zicem, uite, chestia asta și zicem, hai să zicem iubire. Dar ea n-are nimic de a face cu iubire, n-are legătură cu iubire. E un fel de romantism, un fel de atașament, un fel de îndrăgosteală, un fel de niște sentimente, un fel de... Dar îndată ce celălalt nu ne mai corespunde sau nu ne mai satisface, să vezi cum ne transformăm și uităm de iubirea asta necondiționată. Ce chestie? Au identificat iubirea care este divină, este a lui Dumnezeu, nu aparține acestei lumi, cu ego-ul care aparține da. Acestei lumi. Și au deturnat sensul ei. Da. Iar și toate, noi... toate muzicile, toate cântecele cântă iubirea, dar cântă iubirea posesivă. Nu cântă da. Iubirea divină. Da, pentru că... Că nu mi-ai dat, că nu mi-ai dat. Da, 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 da. Da, vino să mă faci fericit, nu știu ce. Da. Tot felul de chestii din astea în care... Da, așa este. Noi, cum să spun, am uitat cumva că iubirea este un lucru sfânt. Nici nu mai avem noțiunea asta. Înțelegi? Adică când zici iubire, vorbești despre ceva sfânt. Ceva în care stai în poziție de drept. În care ești acolo pentru celălalt. Noi, nu. Noi acum iubirea e pe toate gardurile, totul iubire... Tot amorul se leagă de iubire și așa mai departe. Clar că s-a întâmplat identificarea asta și clar că ne-am pierdut. Și atunci când vrei să deschizi subiectul despre iubire, când reușești să faci distincția asta în capul femeilor, că există o iubire sfântă și o alta din asta falsificată, care îi zicem noi iubire, na, până se înțelege lucrul ăsta, plus că 98% din planetă sunt în categoria asta, în care nu discută despre iubirea necondiționată în viața lor. Da. Ce ciudat. Da. Deci, în mijlocul a unei evoluții a inteligenței umane și a cunoașterii extraordinar de mari, noi nu vedem lucrul acesta simple, că iubirea este doar necondiționată și noi când zice că iubim, iubim doar interesat. În momentul da. În care femeia are pretenții și bărbatul la fel. Deci când au pretenții, nu iubesc. Da. Dumnezeu nefiind cu ei, totul se destramă. Da. Pe Dumnezeu l-am trădat de mult noi. Adică trădându-l pe cel din fața noastră, clar că îl trădăm pe Dumnezeu. Da, dacă îmi spui despre vremurile astea și despre epoca asta, găsesc și eu la fel că este un regres. Efectiv, am regresat. Nu există niciun fel de evoluție, am regresat. Și da. Trăim așa, în felul ăsta și cumva ne-am diminuat și puterea și șansele și da, singuri ne-am încuiat într-o cușcă
din asta a ego-ului, care noi credem că cușca aia e o cușcă de metal, dar ea este un balon de săpun. Deci ar trebui să o spargem pac așa și să ieșim de acolo și să trăim cu totul altfel. Doar că ego-ul ăsta ne ține captivi. Ne ține. Deci vorbim aici despre niște stări ale minții, despre niște așezări lăuntrice în femei. Adică, încă o dată spun, nu poți să le pui un film și să se schimbe. Decât dacă momentul e potrivit. Dacă momentul este potrivit, nici nu se termină filmul. Numai începe și au înțeles. Dar dacă momentul nu este potrivit, atunci nu înțeleg. Sunt foarte mulți zeci de ani de intoxicare. Foarte mulți. Absolut în fiecare celulă avem inoculat acest ego. Absolut. Inclusiv în celulele inimii noastre. Și acolo e. Și nu E trebuie o decât răceală. să schimbăm eticheta. Să zicem iubire la iubirea necondiționată. Iar la iubirea posesivă să zicem oricum vrem noi că nu e iubire. Ură. Da. Ură. Da. Dar nu suntem dispuși sau dispuse. Nu suntem. Cumva nu suntem dispuși să renunțăm la binele nostru. Uite, ne prindem așa în ego-ul ăsta. Nu suntem dispuși să trăim într-o stare de mulțumire. Întotdeauna suntem într-o orice altă stare decât cea de mulțumire. Nu vrem să fim iubire orice ar fi. Nu vrem. Nu vrem. Non-stop pierdem concursul ăsta. Non-stop. Cădem, 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 cădem. La lăsarea de sine, nu mai spun ce corigențe și nu știu, poate că ar trebui să mergem la cât mai multe mormântări. Mă gândesc la lucrul ăsta că văzând cât de scurt este totul și de fragil, poate ne-am schimba mai repede. Noi asistăm numai la spectacole frumoase și nu ne gândim cât suntem de fragili și cât de puțin timp avem să ne câștigăm veșnicia. E un timp scurt. Chiar dacă sunt zeci de ani, e scurt. Doar că noțiunea asta de nemurire, de veșnicie, de suflet, de sunt, e o terminologie îndepărtată. Astăzi se vorbește despre cu totul altceva. Da. Poate zicea o doamnă aici foarte frumos, zice așa, e din zona arabă. O prietenă a venit ieri la mine și nu venea să cred că din diavoliță care era a devenit un înger, iar relația cu soțul a devenit miraculoasă, iar băiețelul care o supăra, mai ales cu școala, este foarte bine acum, țopăie de fericire. Marius, învățăturile tale ating inimi, iar oamenii se schimbă și mi-a mai spus ceva, că în învățăturile profetului Mohamed spune că femeia să se închine înainte de toate lui Dumnezeu, iar apoi soțului, ceva de genul acesta. M-am bucurat atât de tare să văd cum îi sclipesc ochii de bucurie când a făcut legătura între ceea ce îi spuneam eu și ce este scris în Sfintele lor învățături. Mulțumirile au fost infinite. Da, fantastic, fantastic, da, absolut toate care fac această metamorfoză văd rezultatele și e fantastic. Mă bucur foarte mult pentru cele care citesc și pun în practică ceea ce tu spui, că așa este. Acum, cred că legat de cultura asta lor, ei știu aceste lucruri. Cred că cei din țările arabe știu cât de cât, adică să mențină femeia într-o poziție secundară. Prin tradiție, ca să îi mănâncă alții. Da, altfel erau dispăruți de mult. Și așa erau, numai aveau un deșert și niște cămile. Și cred că dacă nu-și rezolvau problemele astea, nu ajungeau să supraviețuiască. Așa că cumva au știut.
aceste secrete și așa puțin mă revoltă foarte fin că noi, care avem și noi acces la ele, nu le punem instant în practică ca să vedem și noi rezultatele astea mari. Da, ne-am pierdut înțelepciunea asta, ne-am încurcat cu mintea asta întunecată. Nu știu, că nu vreau să par critică în discursul ăsta meu, dar cumva văd această involuție a femeii. În loc să-și acceseze o putere dumnezeiască și să fie sublimă. Că tu, dacă ești smerită și ești în dăruire și ești în acceptare și ești în iubire necondiționată și ești fără pretenții și critici, nu ești, nu știu cum să spun, o ratată. Din contră. Ești foarte nobilă și ești foarte distinsă, așa, de pe locul secundar, pentru că este ca și cum stai unde ți este hărăzit să stai. Noi suntem tot pe locul altcuiva. Tot așezăm ca la spectacol. Ne așezăm unde nu ne este locul. Și ne tot punem întrebări cum de nu reușesc ceilalți să ne satisfacă în viață. Fără să ne întrebăm dacă nu cumva problema e pe la noi. Așa că legat de doamna asta, ca să revin, foarte frumos că ne împărtășește așa cum a văzut cât de repede se văd niște rezultate. Încă o dată spun, funcție de capacitatea noastră, de disponibilitatea noastră de a ne lăsa și de a renunța la acest ego, cu atât mai repede vedem rezultate. Încurajarea mea este aceeași. Măcar să facă experimentul. Să fac, dar nu 3 zile, că în 3 zile nu vezi mare lucru, după ce, adică ca și cum faci așa să te joci. Dar merită să încerce. Și o să vadă cum se rearanjează totul prin jur. Da. Ne-am pierdut și smerenia și ascultarea asta și tot. Și nu știu ce să zic. Da. Există Am devenit așa există, grosolane. Poftim? Există speranță? Da. Da. Există speranță și cred că româncele în istețimea lor, că așa cum ne pricepem bine la altele, o să ne pricepem și la asta. De ce râzi? Păi da, ai spus că ne pricepem și la altele. Ai înțeles, nu? Ce am vrut să spun. Da. Da. Deci așa cum ne pricepem bine la altele și suntem bine, bine, uite, tot așa o să ne pricepem să facem și bine lucrurile. O să ne pricepem. Și o să începem acest lucru cu noi și o să înțelegem prin a te mărturi că, uite, dacă n-au fost suficiente cărțile și, mă rog, sunt atâtea voci care vin și zic, uite, eu care eram cea mai mândră și cea mai în critică și cea mai și cea mai, mă schimb și observ niște rezultate fantastice în jurul meu. Că toate care s-au schimbat au spus același lucru. De ce să ne încăpățânăm? De ce să nu facem distinția asta, să înțelegem că ne încăpățânăm din minte și că mintea asta ne cam încurcă. E unul dintre ghinioanele noastre, ale femeilor. Și la mintea asta trebuie doar să schimbăm sensul. Mintea se întărește când aruncăm vina în afară și ego-ul imediat se înalță. Și când considerăm că totul a pornit din noi, vine smerenia și ne dăm seama că noi avem treabă numai cu noi, nu avem treabă cu ceilalți, ce fac, cum sunt. Și da, atunci pornește transformarea. Atât să facem. Schimbăm sensul. Din afară spre exterior, că toată lumea ne-a învățat că noi trebuie să schimbăm exteriorul. Că cum e exteriorul, așa vom fi noi fericiți. Și noi muncim asupra exteriorului. Luptăm și cu el. Și să o rătăcim.
Rătăcim prin exterior. Nu se mișcă nimic din exterior ăsta, nu se schimbă nimic oricâte Nu! revoluții facem sau Da! morți, Da, tot degeaba. și să vezi cât de dibace suntem și câte vrem să tot schimbăm, tot schimbăm, mutăm pe acolo, mutăm ca pe o tablă de șah și nu se schimbă. Tot facem, inventăm, manipulăm, nu se schimbă. Nu se schimbă și atunci cine să ne învețe că schimbarea trebuie să pornească din interior? Cine să ne învețe ca să nu mai rătăcim atâta și să nu mai pierdem vremea și să înțelegem puțin că mintea asta a noastră, adică dacă observăm, vedem cât e de nestatornică, de schimbătoare, așa, adică să nu ne încredem așa. Încă o dată repet, ea are niște întrebuințări practice când este vorba de orice altceva decât de iubire și de relații. Adică ea are acolo niște informații, ne este folositoare, nu vreau să pară că sunt împotriva inteligenței, nici pe departe. Însă, în rest, ne încurcă foarte tare. Și îndată ce vedem noi că nu vrem să mai rătăcim așa aiurea și ne începem să ne schimbăm și ne, cum să spun, ne înfrânăm, ne așezăm mintea într-o poziție, ne controlăm cumva lăuntrii și ne corectăm, că ăsta e termenul mai potrivit. Răsplata este imensă. Da. Imensă. Da. Să nu mai orbecăim atâta. Că tot orbecăim cu exteriorul ăsta și n-am reușit nimic. Poate încercăm să ne preschimbăm și o să vedem că fiind așa senini sau senine și cumva nepăsătoare față de exterior, se rezolvă tot. Da. Nu, e o formă de înțelepciune asta, dar româncele o să facă. Că nu degeaba ești tu aici, la noi, ca să ne înveți. Tocmai de-aia. Ca să fim primii care ne prindem. Și o să vezi ce frumos o să ajungem, că o să ne injectăm, noi femeile, o să ne injectăm continuu cu iubirea asta. Da, și cu Nelumescu, că iubirea necondiționată asta este ca și cum te-ai injecta cu Nelumesc, cu ceva ce nu-i din lumea asta. Cer. Deci este... Cu cer, da. Nu? Da. O injecție cu Nelumesc. Și atâta o să ne injectăm până rezolvăm până dosarul ăsta. Pământul în rai. Da, rezolvăm dosarul ăsta, ca să vorbesc în termeni proprii. Da. Bun. Mulțumesc frumos pentru tot ce ne-ai spus astăzi. A fost foarte util. Da, eu mulțumesc foarte mult. Să nu ne... Cum să zic? Să nu ne... Să nu deznădăjduim. Asta vreau să zic. Chiar dacă pare totul așa, mă rog, pe topogan, eu cred că Dumnezeu crede mai mult în noi decât credem noi în El, știi? Și ne dă. De ce râzi? Păi cam așa e. Nu? Nu credem în noi, așa este. Da. În iubire, de fapt. Nu credem în El, de fapt. Da. 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 O să vezi, Marius, ce bine o să fie. Așa, micuți cum suntem cu școala iubirii, încetul cu încetul. Mai se adaugă, probabil, în 50 ani, 30 de ani, se vor mai adăuga oameni care înțeleg. Micuți, dar acolo e o echipă de titani. Nu e problemă. Exact. Pot singur să facă față la orice fel de discuție și oricui. Bineînțeles, da. Bineînțeles. Și ei vor începe să schimbe în jurul lor, probabil. Și Ina, da. Și Marian, și Oana, toți. Da, am văzut la Crișana, am văzut peste tot, absolut tot. Claudia, da. Alice, toată lumea. Da. Mulțumim atunci. Zi frumoasă în continuare. Eu îți mulțumesc frumos. Mulțumesc. Bine. Tot binele. Te îmbrățișez.